Mii de fermieri pot primi bani de la stat pentru terenurile pe care le dețin și le muncesc, însă nu depun cereri în acest sens. Deși reprezentanții APIA se roagă de ei să vină la sediul agenției pentru a depune documentații în vederea obținerii fondurilor, aceștia se lasă așteptați. Deși au mai rămas doar 2 săptămâni până când termenul limită va expira, doar jumătate dintre fermieri au formulat solicitări. Practic, după mai bine de o lună și jumătate de campanie de depunere a celor unice 2018, înregistram în seara zilei trecute un procent de 83,59% din fermierii programați, respectiv 9751 de fermieri au depus o cerere eligibilă închisă la centrele noastre locale și la centrul nostru județean. Din păcate, deși au fost invitați, programați, cu invitație comunicată cu mult timp înainte, 2-3 săptămâni, 1914 fermieri nu s-au prezentat să-și depună acea cerere la data și ora fixată. Reprezentanții agenției fac în continuare apel către toți fermierii și mai mult decât atât se deplasează și în teren pentru a duce muncă de lămurire. Din punctul nostru de vedere avem disponibilitatea necesară de a ne prelungi programul de lucru, de a lucra în zilele libere de sfârșit de săptămână. Totul este ca la finalul perioadei niciunul din fermierii noștri să nu rămână cu cererea nedepusă în campania 2018. În Gorj sunt 18.462 de persoane care pot beneficia de sume din partea statului. Pentru ca numărul de fermieri care depun cerere să fie cât mai mare, angajații APIA sunt dispuși să lucreze și în weekend.